În acest an, prețurile la gazele naturale vor fi cu 35% mai mici, respectiv și tariful la energie electrică se va diminua tot cu atât. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Victor Parlicov, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Totodată, Parlicov a mai menționat că în premieră Republica Moldova intră în sezonul de iarnă asigurată cu gaze naturale și electricitate. Pentru prima oară, probabil, în istoria Republicii Moldova, intrăm în sezonul de iarnă absolut siguri de... Pregătiți cu temele făcute. Exact, absolut siguri. Deci cu un contract pe termen lung la energie electrică, cu stocuri de gaze pe toată iarna, practic. Deci noi când am procurat gaze, mizam pe consum mai mare. Ministrul promite consumatorilor pentru această iarnă, indiferent de ce se va întâmpla pe piețele internaționale, că consumatorii nu vor fi afectați și nu vor avea de plătit mai mult. Aceste rezerve care ni le-am făcut să ne ajungă pe perioadă mai lungă, să vedem cum va fi și iarna, dar eu cred că noi avem deja rezerve suficiente pentru a trece practic de toată perioada rece. Pentru cum a spus luna martie, greșesc? Da, eu cred că da și iarăși, chiar dacă va fi nevoie, noi vom mai procura gaze pe piața internațională și sunt absolut sigur că noi vom reuși să le procurăm la prețuri competitive, la prețuri care să nu pună presiune pe consumator. Recent, directorul ANRE Violina Șpac a declarat că Republica Moldova este de 2 ani într-o stare de urgență determinată de criza din sectorul energetic, iar presiune din partea Gazprom și comportamentul acestora au dus la diversificarea surselor, inclusiv de a accelera și implementa anumite proiecte deja existente, care din vari motive stagnau.